Sergentul major Mirel Cazacu este militar de 10 ani și a activat în Afganistan. El s-a întors acasă cu bine, însă nu același lucru îl poate spune despre mulți camarazi de-ai săi. Toți avem colegi sau rude, prieteni care și-au pierdut oameni în toate de operații și poate doar când suntem din ce în ce mai aproape de acele persoane și știm mai în detaliu cum s-au întâmplat exact acțiunile lor și cum au fost răniți, atunci începem să ne dăm seama cât de mult au suferit ei, suferința lor. Nu este ușor, rămân cu niște posturi traumatice foarte mari. Viața militarilor se schimbă radical în teatrele de operații, spun cei care au trecut prin această experiență. Viața se schimbă radical. Unii și-au pierdut familii pentru că soție nu au mai vrut să continue alături de ei. Cu toate acestea, militarii români care au activat în teatrele de operații și și-au asumat cu mândrie și determinare misiunea de a-și reprezenta țara acolo unde a fost nevoie de ei. Militarii români acolo în teatru de operații nu au mers în străinătate, au fost trimiși acolo de țara lor, pentru că România face parte dintr-o alianță și pentru că avem datorii, avem obligații, avem și puncte care ne avantajează, dar și care ne dezavantajează. Și printre obligații este ca România să participe alături de țările membre NATO la combaterea terorismului. Și deci, cumva militarii și-asumă. Militarii români sunt trimiși acolo tot în interesul statului român. Pentru a-și arăta recunoștința față de colegii lor, veteranii militari participă în această perioadă la ștafeta Invictus, care se va încheia pe 25 octombrie la Monumentul Ostașului Român din Carei.